Capitolul 1. Cele 5 rânduri ale responsabilității. Moto: Fiecare dintre noi influențează doar în jur de 5 rânduri, dar în interiorul acelei sfere de influență lumea este transformată. Am încheiat citatul. Responsabilitatea schimbă totul. În momentul în care decidem că noi suntem persoanele capabile și responsabile de schimbarea lucrurilor, totul se schimbă. Aceasta este o carte despre felul în care căsnicia ta, cariera ta, viața ta, compania ta și lumea ta devin mai bune de fiecare dată când unul dintre noi decide pur și simplu să ia inițiativa și să facă ceea ce poate în sfera sa de influență. Faptul de a ne vedea pe noi înșine ca fiind responsabili și puternici pentru a schimba lucrurile este o schimbare a jocului în cel mai profund sens. Schimbarea este asemănătoare cu jocul de leapșa din copilărie. Atunci când eram copil în New York City, jucam acest joc ore întregi. Cineva era leapșa și trebuia să alerge în cerc, încercând să treacă leapșa la altul. În momentul în care tu erai leapșa, tot jocul se schimba. Ei bine, tu ești leapșa, tu ești responsabil pentru propria-ți fericire, pentru succesul relațiilor tale, pentru moralul de la locul tău de muncă, pentru succesul companiei în care lucrezi și pentru viața ta. În plus, tu ești responsabil pentru sărăcie, pentru încălzirea globală, pentru cartierul tău, pentru școala ta și pentru cei lipsiți de adăpost. Mai bine spus, noi toți suntem leapșa. Adică, atunci când fiecare dintre noi își asumă responsabilitatea și ia inițiativa de a face ceea ce poate, toate lucrurile se îmbunătățesc. Nu doar atât, dar atunci când luăm inițiativa și ne asumăm responsabilitatea, jocul vieții și jocul muncii devin mai amuzante și mai satisfăcătoare. Noi avem mai mult succes. Asta nu înseamnă că nu există momente în care viețile noastre, fericirea noastră și succesul nostru sunt influențate semnificativ de forțe exterioare. Uneori, managerul nostru este un tiran, uneori părinții nu sunt capabili să ne ofere un fundament solid, uneori partenerul nostru este mai vinovat decât noi, și uneori, problemele cu care ne confruntăm, cum ar fi încălzirea globală. Par atât de dificile încât este ușor să avem impresia că nu putem face diferența. Dar atunci când alegem să ne concentrăm asupra ceea ce noi putem face și asupra felului în care noi putem acționa, devenim dintr-o dată puternici. Pur și simplu, victimele nu creează schimbarea. Nu discut despre povara responsabilității. Mulți dintre noi se simt deja prea responsabili, luând asupra lor vinovăția și simțind nevoia de a le remedia pe toate. Responsabilitatea la care mă refer eu este eliberatoare. Este vorba despre a alege să faci ceea ce poți în sfera ta de influență, fără să te preocupe ceea ce fac sau nu fac ceilalți. Cele cinci rânduri ale responsabilității una dintre cele mai simple și totuși cele mai profunde experiențe ale vieții mele mi s-a întâmplat într-un avion în ianuarie 2002. Era o zi cu gheață și ninsoare în Cleveland și am ajuns la timp pentru a fi ultimul care se urcă în avion înainte de a se închide ușa. Mi-am dat seama rapid că toți cei din jurul meu erau într-o dispoziție foarte proastă. Nici nu m-am așezat bine că străina de lângă mine a spus: Șeful meu este atât de idiot. Mă trimite pe mine până aici, în locul ăsta uitat de Dumnezeu. Clientul nu cumpără niciodată nimic și niciodată nu va cumpăra ceva. Șeful meu este atât de idiot. Auzindu-i diatriba, omul de pe partea cealaltă a culoarului a intervenit cu propriul comentariu. Nu doar că șeful dumitale este idiot, doamnă, dar cei care conduc această linie aeriană sunt și ei idioți. Nu avem spațiu pentru picioare, suntem în întârziere ca întotdeauna și priviți la gheața de pe aripile astea. Probabil că o să murim din cauza asta. Am încheiat citatul. După ce am decolat, dispoziția a rămas aceeași și virusul negativ s-a răspândit. Curând, toți cei din jurul meu se plângeau de lume, de companiile lor, de partenerii lor de viață, și a devenit din ce în ce mai rău, până și eu îmi făceam șeful idiot, iar eu lucrez pentru mine însumi. Era un adevărat festin al negativității și al gândirii de victimă. Ca toate festinurile cu mâncare de fast food, totul avea gust bun în timp ce era înghițit, dar după aceea toți ne-am simțit mai rău. Cam la cinci rânduri în fața mea, lângă peretele etanș, stătea o mamă cu fiul ei de doi ani. În timpul primei jumătăți de ora a zborului, copilul tot încerca fără succes să-și ridice capul deasupra scaunului pentru a privi în spate. De câteva ori am văzut capul, altădată i-am văzut sprâncenele, dar abia după 40 de minute de zbor a reușit să-și ridice capul deasupra scaunului și și-a odihnit bărbia și mâinile pe marginea acestuia. Semăna oarecum cu o veveriță. Când a văzut toți pasagerii din spatele său, a zâmbit cu cel mai larg, cel mai natural zâmbet văzut vreodată. În câteva clipe, acel copil a transformat cele cinci rânduri din spatele său. Doamna cu șeful meu este un idiot a început să-mi vorbească despre copiii săi. Tipul cu compania aeriană este condusă de idioți a încetat să se mai plângă și a început să se mai muțărească în încercarea de a convinge băiatul să zâmbească din nou. Cineva a spus, noi toți ar trebui să fim mai pozitivi, așa cum este copilul acela, și mi-a sugerat să merg să-l împrumut. Când m-am oferit să iau copilul din brațele mamei pentru câteva clipe, mama s-a acceptat bucuroasă pauza și vizita băiatului la rândul 6 a schimbat atmosfera în câteva minute. În timp ce eram la 9000 de metri altitudine, trâncănind deasupra vestului mijlociu, am avut o epifanie pe care am ajuns să o numesc principiul celor cinci rânduri. Cei mai mulți dintre noi au colosala putere de a influența cam cinci rânduri în jurul nostru, dar ne petrecem cea mai mare parte a timpului gândindu-ne la și discutând despre ce ar trebui să facă altcineva într-un alt avion sau pe un alt rând. Mai mult de atât, aproape orice problemă cu care ne confruntăm, de la încălzirea globală și terorism, până la moralul deplorabil dintr-o companie și comportamentele de intimidare în școli, este o problemă privitoare la cele cinci rânduri. Mai exact, problema este doar amalgamul format din ceea ce fiecare dintre noi face în cele cinci rânduri ale noastre. Să luăm ca exemplu o problemă aparent de nerezolvat. De ce reprezintă încălzirea globală și un mediu care se deteriorează o problemă atât de supărătoare? Deoarece mediul, ca majoritatea problemelor, este o problemă privitoare la cele cinci rânduri. Ai putea spune că guvernul trebuie să ia inițiativa, însă problema este rezultatul compus din deciziile pe care fiecare dintre noi și companiile noastre le ia în cele cinci rânduri ale noastre. Mașinile pe care le conducem, excursiile pe care le facem sau nu, mâncarea pe care o mâncăm, alegerile pe care le facem în privința a ceea ce cumpărăm, reutilizăm sau reciclăm, și așa mai departe. Pe de o parte, cele cinci rânduri ale noastre nu contează cine știe ce, dar, pe de altă parte, problema va fi soluționată doar atunci când fiecare dintre noi va face ceea ce poate în cele cinci rânduri ale sale. Să luăm exemplul unei companii în care serviciile proaste și moralul la pământ au devenit norma. Ai putea spune că directorul general executiv trebuie să remedieze asta, dar ți-ai da seama în curând că, în cea mai mare parte, serviciile și moralul sunt ambele probleme privitoare la cele cinci rânduri. Lucrurile se vor schimba doar atunci când indivizii vor lua inițiativa în interiorul celor cinci rânduri ale lor și se vor purta mai bine cu clienții sau își vor face treaba pentru a îmbunătăți moralul. Mai mult de atât, oamenii trebuie să se concentreze asupra ceea ce pot face ei în cele cinci rânduri ale lor, în loc să se concentreze asupra ceea ce ar trebui să facă altcineva. Directorul general executiv ar trebui să fie preocupat de ceea ce poate să facă în sfera sa, managerii între lor și persoanele din prima linie în propria lor sferă. Cu cât oamenii se concentrează mai mult pe faptul de a acționa ei înșiși, cu atât mai probabil este să înregistrăm progrese. Dacă ne concentrăm pe cele cinci rânduri proprii, putem crea schimbarea. Nu putem controla ceea ce face oricine altcineva, ci doar ceea ce facem noi. Această concluzie se aplică la fel de ușor atât vieților noastre personale, cât și orizonturilor mai largi rememorând în minte în timpul unui drum spre aeroport o ceartă cu soția mea din ziua aceea, eu mă concentram asupra ceea ce trebuia să facă aceasta pentru a remedia căsnicia noastră, în loc să-mi asum responsabilitatea pentru cele cinci rânduri ale mele. Cu cât mă concentram mai mult asupra ceea ce ar trebui să facă ea, cu atât mă simțeam mai lipsit de putere și cu atât mai mică avea să fie influența mea. Indiferent că este vorba despre viața noastră personală sau despre cea publică, trebuie să începem întotdeauna prin a ne întreba ce putem face noi, nu ce ar trebui să facă ceilalți. Dacă începem toți cu cele cinci rânduri ale noastre, putem rezolva fiecare problemă cu care ne confruntăm, fiecare provocare pe care o avem poate fi rezolvată. De fiecare dată când ești tentat să crezi că nu contează dacă intervii, Amintește-ți de principiul celor cinci rânduri. Dacă fiecare dintre noi începe de acolo de unde se află și face ceea ce poate, orice este posibil. Este ușor să arăți cu degetul spre altcineva, dar în cele din urmă nimeni nu face nimic. Luarea inițiativei, revendicarea puterii noastre de a schimba lucrurile. Vestea bună este că în fiecare zi oamenii decid că pot, trebuie și că vor schimba lucrurile. Eu numesc asta luarea inițiativei. Aceasta este acțiunea simplă de a sesiza o nevoie și de a hotărî că tu ești persoana potrivită pentru a face ceva în legătură cu asta. Asta este exact ceea ce s-a întâmplat în 1992, când doi profesori tineri, Mike Feinberg și Dave Levin, și-au început carierele în educație în Houston, Texas, prin Teach for America, Predă pentru America, un program inovator înființat în 1990 pentru a repartiza absolvenții de top ai universităților ca profesori în școlile publice cu nevoi ridicate. Teach for America este o organizație care a fost fondată de Wendy Cop, un exemplu de persoană care a luat inițiativa. Lucrarea sa de absolvire la Princeton a convins-o că un corp de elită al profesorilor iar atrage pe mulți dintre cei mai buni și mai străluciți membri ai generației sale să predea în comunitățile cu venituri scăzute. La vârsta de 21 de ani, a strâns 2,5 milioane de dolari și a pornit la drum cu un grup de 500 de profesori în 1990. Astăzi, Teach for America cuprinde peste 28.000 de profesori. Wendy a scris o carte, A Chance to Make History, o șansă de a face istorie, în care sunt detaliate câteva dintre lecțiile din programul Teach for America. Mike și Dave au părăsit programul în toamna lui 1992, și prima lor numire a fost la două școli primare cu performanțe academice slabe din interiorul orașului. Primele luni au fost dificile, și până la jumătatea anului școlar, clasele lor erau, conform propriei descrieri, un dezastru. În timp ce ei eșuau în mod jalnic cu copiii, o învățătoare pe nume Harriet avea ceva mai departe pe hol, o clasă plină de elevi entuziaști care cântau, se distrau și învățau. Poate că nu era vina copiilor, poate că era vina profesorului. Recunoașterea acestei situații a fost primul act de responsabilitate din partea lui Mike și Dave. Ei s-au împrietenit cu Harriet și ea a devenit mentorul lor. Tinerii profesori au învățat cum să-i câștige chiar și pe cei mai dificili copii. Până la finele anului, clasele lor erau pline de viață și motivate. Anul s-a terminat cu bine, elevii își făceau temele și evoluau bine. Copiii au mers mai departe cu entuziasm în gimnaziu. Citez: Noi am crezut cu naivitate că am reușit. Am reformat educația într-un singur an școlar, mi-a spus Mike. După aceea, realitatea a devenit vizibilă. Anul următor, elevii care începuseră gimnaziul au început să-i sune pe Mike și David, spunându-le lucruri ca Ei nu ne dau nicio temă și nu putem lua cărțile acasă. Am încheiat citatul. Până la jumătatea anului școlar, foștii lor elevi, copiii pe care erau siguri că îi pregătiseră pentru viață și pentru a reuși, s-au alăturat grupului de copii care aveau rezultate sub așteptări, se drogau, chiuleau și intrau în bande. Atunci când au înțeles pentru prima dată rezultatul activităților benefice, Mike și Dave au trecut printr-o criză de câteva luni. S-au trezit stând și ei alături de alții în cancelaria profesorilor, arătând cu degetul spre ceilalți. Citez: Noi am acuzat pe toată lumea, a spus Mike. Am învinuit districtul, inspectorul, părinții, comunitatea și chiar și societatea însăși. Noi ne făcusem datoria și toți ceilalți îi lăsaseră baltă pe acești copii. Am încheiat citatul. Apoi, într-o noapte din 1993, Mike și Dave au avut propriul drum spre Damasc, un moment de claritate ca al lui Jerry Maguire. Citez. În noaptea aceea am încetat brusc să mai arătăm cu degetul spre ceilalți și, în schimb, l-am îndreptat spre noi înșine, a spus Mike. Noi am privit în oglindă și nu ne-am mai uitat prin lupă. Ne-am dat seama că noi eram cei care eșoaseră, Ceea ce făcusem noi ca învățători nu a fost suficient pentru a-i pregăti pe ei să reușească după ce părăseau clasa noastră. Ne-am întrebat cum i-am putea pregăti pe ei pentru gimnaziu, liceu, facultate și viață. Ce am putea să facem noi ca profesori pentru a clădi o fundație care să nu poată fi distrusă? Am încheiat citatul. Cei doi au setat CD-ul Achtung Baby al celor de la U2 să cânte pe repeat și până la 5 dimineața au schițat pe monitorul calculatorului ideile generale ale unei revoluții educaționale numită KIP. Knowledge is Power Program. Programul Cunoașterea este Putere. Ideea era simplă și totodată profundă. Începe mai devreme, termină mai târziu, fă ore dimineața, din două în două sâmbete, teme de două sau trei ori în fiecare seară și cere părinților, profesorilor și elevilor să își asume personal responsabilitatea luându-și angajamente. Aceea a fost o noapte foarte spirituală, mi-a spus Mike. În noaptea aceea ne-am dat seama că dacă luăm inițiativa, putem schimba lucrurile. El a spus, principiul de bază era simplu. Dacă ne luam noi înșine angajamentul de a deveni cu adevărat mari dascăli, de a mări perioada de timp în care eram dispuși să instruim copiii, atunci era posibil să-i pregătim pentru a avea succes în timpul facultății și în viață. Nu trebuia să restructurăm noi sistemul. Noi trebuia să muncim din greu pentru a deveni profesori mai buni, motivând în acest fel copiii să stea mai mult. Am încheiat citatul. Au mers la directorul școlii Garcia Elementary din Houston și au găsit un ascultător receptiv. Totuși, atunci când a venit momentul să primească aprobarea din partea districtului, răspunsul inițial a fost nu. Citez. Ei ne-au întrebat dacă vrem să modificăm programa școlară și noi am răspuns că nu, a zis Mike. Le-am spus că aceasta a fost creată de niște oameni inteligenți. Ei au spus, cum poate fi vorba de reformă educațională dacă nu elaborați o nouă programă? După aceea, noi am zis, copiii vor începe la șapte jumate dimineața și vor termina la cinci seara. Așa că ei au zis, deci vreți să faceți ore de dimineață și un program de after school? Noi am răspuns, nu. Copiii vor începe de vreme și vor termina târziu și vor veni la școală la fiecare două sâmbete, dar vom rămâne cu o singură zi lungă de școală. În cele din urmă, ei ne-au spus, iată cum stau lucrurile. Noi nu înțelegem, dar dacă puteți găsi 50 de părinți și de copii suficient de țicniți ca să facă asta, noi vă permitem să o faceți. Așa că eu și Dave am mers din casă în casă, la fel ca vânzătorii de aspiratoare, și atunci când am terminat, aveam 50 de părinți și copii care răspunseseră cu da. Am încheiat citatul. Au urmat ani de muncă grea și numeroase obstacole, dar modelul s-a dovedit a fi incredibil de reușit. Încă din iulie 2011, Kip avea 109 școli, 61 dintre acestea fiind școli gimnaziale, clasele 5-8. 30 de școli primare, grădiniță, clasa a patra, și 18 licee, clasele 9-12, deservind peste 32.000 de elevi în 20 de state și în districtul Columbia. Cu o singură excepție, toate sunt școli încadrate în sistemul public de învățământ și elevii sunt acceptați indiferent de situația școlară, comportamentul anterior sau statutul socioeconomic. Aproximativ o treime dintre profesorii KIP și peste jumătate dintre directori sunt foști membri ai organizației Teach for America. Aproape 80% dintre studenții KIP sunt din familii cu venituri scăzute și 95% sunt afroamericani sau hispanici. La nivel național, peste 90% dintre elevii de liceu KIP au mers mai departe spre licee de pregătire pentru admiterea la facultate și peste 85% dintre foștii absolvenți CHEP au urmat o facultate. Aceste cifre sunt mult peste media din comunitățile respective și oamenii vor și mai mult. Doar în Houston, 8.000 de elevi se află pe o listă de așteptare pentru 1.200 de locuri. Dar cel mai important lucru dintre toate este că munca lui Mike, Dave și a altora care i-au urmat a pus la îndoială o paradigmă de lungă durată, conform căreia destinul copiilor din cartierele sărace era determinat de demografie. L-am întrebat pe Mike de ce este nevoie pentru a lua inițiativa și a schimba lucrurile. Citez: În primul rând, nu poți arunca vina pe ceilalți, a zis el. Prima noastră reacție a fost să arătăm cu degetul, dar nu poți face nimic în privința a ceea ce există în afara ta. Când privești în oglindă, ai brusc puterea de a face ceva. Am încheiat citatul. Nu este o întâmplare că școlile Kip sunt clădite pe aceeași filozofie simplă, conform căreia nu există scurtături. Dacă muncești din greu, vei reuși. Acesta este un mesaj al responsabilității de sine în forma sa cea mai pură. Dacă nu ai succes, privește în oglindă. Asemenea, sentimente sunt destul pentru a înfuria o persoană care disprețuiește oratorii motivaționali sau cărțile inspiraționale dar rezultatele sunt elocvente. În clipa în care începem să privim în exterior, în loc să privim în interior, suntem ca Superman în preajma criptonitei. Puterea noastră dispare. Chiar și mesajul chip se potrivește de minune. Ei nu spun că factorii demografici nu influențează destinul, ei doar spun că nu îl hotărăsc. Această distinție este subtilă, dar profundă comunitatea noastră, părinții noștri, codul nostru poștal, felul în care am crescut, înălțimea noastră, felul în care arătăm și momentele norocoase de care beneficiem. Toate aceste lucruri ne influențează destinul, dar nu îl hotărăsc. Acesta este motivul pentru care responsabilitatea individuală este de o importanță vitală. În momentul în care ne concentrăm asupra ceea ce putem schimba noi, în loc de ceea ce ar trebui să facă ceilalți, totul se schimbă. Malcolm Gladwell aruncă o privire asupra acestui concept în fascinanta sa carte Outliers, Singularii. Deși el arată că a te afla în locul potrivit la momentul potrivit influențează în mod semnificativ performanța, el demonstrează și faptul că 10.000 de ore de exercițiu te vor transforma în expert în aproape orice. Teza mea este aceea că nu poți face nimic în legătură cu momentul și locul potrivit, dar poți să faci ceva pentru tine însuți. Și eu cred că ceea ce faci tu este în definitiv cel mai important factor privind performanța. Unda de responsabilitate. Ai observat vreodată că atunci când caști, este foarte probabil că o persoană din jurul tău va căsca la rândul ei? De curând am căscat, și a căscat până și câinele meu. Toată lumea știe cât de contagios este căscatul. Dar te-ai întrebat vreodată de ce? După ani de încercări de a răspunde la această întrebare, cercetătorii au ajuns la concluzia că răspunsul cel mai evident este și răspunsul corect: Căscăm deoarece imitarea comportamentului celorlalți este o trăsătură umană naturală. Căscăm împreună din același motiv pentru care zâmbim atunci când un străin ne zâmbește, sau pentru care râdem atunci când altcineva râde la o glumă, chiar dacă nu ne prindem de poantă. Noi oamenii suntem ființe sociale și integrarea contează pentru noi. Este posibil ca această tendință de a imita să își aibă originea la începutul evoluției noastre, deoarece, cu cât oglindim mai mult comportamentul celorlalți, cu atât scade probabilitatea de a fi percepuți ca o amenințare. Comportamentul uman este contagios, atât cel bun cât și cel rău. Am trecut toți prin experiența de a intra într-o sală de pauză și de a vedea felul în care la unei singure persoane în legătură cu cât de rele sunt lucrurile pe aici sfârșește prin a-i angrena pe toți într-o competiție a văicărelii. Am trecut de asemenea și prin experiența opusă, fiind martore ai felului în care energia se deplasează atunci când câteva persoane încep să vorbească despre felul în care să îndrepte lucrurile, în loc să vorbească despre cât de distruse sunt acestea. Responsabilitatea este contagioasă. Eu numesc asta unda de responsabilitate. Atunci când cineva preia inițiativa pentru a schimba lucrurile, alții preiau și ei inițiativa și găsesc curajul pe care nu îl găsiseră anterior. Luptând cu mafia în Napoli Un caz la subiect este cel al Silvanei Fucito, proprietara unui magazin în Napoli, Italia, care a hotărât să lupte cu mafia și a inițiat un extraordinar val de rezistență chiar în inima teritoriului mafiei. Napoli este cunoscut pentru pizza sa, dar ceea ce o preocupa pe Silvana era il pizzo. Termenul italian pentru taxa de protecție pe care comercianții trebuiau să o plătească interlopilor locali din mafie. Împreună cu soțul său, Silvana administra un magazin angro de vopsele, o afacere de familie care supraviețuise aproape 30 de ani. După ani de muncă grea, firma devenise foarte profitabilă și se dezvoltase ajungând la 10 angajați. Dar, împreună cu profiturile în creștere, au început să apară și vizite mai frecvente din partea interlopilor locali și solicitări pentru sume de bani din ce în ce mai mari. Plățile erau un lucru obișnuit peste tot prin cartierul său și deveniseră o parte detestată, dar acceptată a afacerilor. Interlopii îi bruscau soțul, luau ce doreau din marfă. Îi forțau pe proprietarii de afaceri să încaseze cecuri cu o origine dubioasă, și ridicau pretenții care continuau să crească. Silvanei i s-a umplut paharul și a mers în casa interlopilor. I-a înfruntat, spunându-le că nu mai poate plăti, dar a continuat să o facă. În septembrie 2002, clădirea de apartamente care adăpostea magazinul ei familial de vopsele a fost incendiată. Dacă nu ar fi existat întâmplarea fericită ca o mamă care își hrănea un copil să fi fost trează la o oră târzie din noapte, incendiul ar fi putut răpi multe vieți omenești. În primă instanță, Silvana a fost scandalizată de faptul că și-a pierdut afacerea pe care o clădise prin muncă grea și de faptul că 20 de familii au fost atât de aproape de moarte. Totuși, reacția mai multor vecini a fost cea care a îndemnat-o în cele din urmă pe Silvana Fucito să preia inițiativa. În loc să învinuiască mafia, mulți dintre vecinii săi o considerau pe ea vinovată pentru că intervenise și ripostase. Din păcate, asta se întâmplă foarte frecvent. Atunci când cineva ia inițiativa, acțiunile sale tulbură atât de tare starea de fapt încât spectatorii îl acuză pe cel care intervine pentru faptul că a întărâtat cuibul de viespi. Se pare că mafia a făcut o greșeală să incendieze magazinul femeii. La câteva luni după incendiu, Silvana a înființat Asociația împotriva taxei de protecție San Giovanni, cu obiectivul de a convinge locuitorii și guvernul să pună capăt intimidării. În anul anterior înființării asociației, localnicii raportaseră mai puțin de 200 de cazuri de extorcare la poliție, dar numărul a crescut la peste 2000 pe parcursul unui an. Semnul cu no pizzo a început să apară în vitrinele comercianților din Napoli. Guvernul italian, inspirat și probabil jenat de curajul cetățenilor de rând, a început ofensiva împotriva mafiei, confiscând proprietățile acesteia și închizându-i afacerile. Dar Silvana și asociația ei au avut o mare contribuție la această problemă. Într-un articol din revista Time din 2005, ea a fost citată spunând: Toată lumea vorbește despre politicieni și poliție, dar înainte de toate depinde de noi, cetățenii. Dacă există un pizzo, jafuri sau droguri în cartierul tău, asta ar trebui să te facă foc și pară de furie. Cetățenii trebuie să fie întotdeauna primii care se pretindă respect pentru ei înșiși. Am încheiat citatul. Silvana Fucito a acționat și a inspirat și pe alții să facă același lucru. Acțiunile ei au creat un efect de undă, încurajându-i și pe ceilalți să ia inițiativa, chiar dacă unele persoane au învinuit-o pe ea în primă instanță pentru incendiul care putea să ucidă. Deși ea are încă nevoie de protecție non-stop, alegerea ei de a acționa atunci când cei mai mulți s-ar fi retras a inițiat o undă care continuă să se dezvolte. Povestea ei nu este unică. Pe parcursul acestei cărți veți putea observa în repetate rânduri că alegerea de a acționa îi inspiră și îi stimulează pe ceilalți să acționeze. Responsabilitatea creează unde? Unda de responsabilitate în viața cotidiană. Deși unda de responsabilitate are un impact asupra unor probleme majore, cum ar fi rezistența în fața interlopilor și transformarea școlilor din cartierele sărace ale orașelor, efectul acestui principiu poate fi mult mai personal. Oricine are o relație sentimentală a trecut la un moment dat prin ciclul acuzelor, ce apare atunci când fiecare partener consideră problemele cuplului ca fiind vina celuilalt. Unul din prietenii mei a trecut prin acest ciclu atunci când soția sa l-a acuzat pentru lipsa ei de timp personal, spunând că dacă el ar lua inițiativa și și-ar asuma mai multă responsabilitate acasă, atunci ea ar putea să aibă mai mult timp pentru ea însăși. Din punctul lui de vedere, ea se ocupa de îndatoriri care nu erau necesare și ar fi trebuit să-i determine pe copiii lor adolescenți să-și asume mai multă responsabilitate, de asemenea, el avea impresia că unei părți din ea îi plăcea să pozeze în martir și că se ocupa de familie chiar și atunci când avea timp liber. Cei doi erau prinși într-un război teritorial în care fiecare îl învinuia pe celălalt. Eu i-am sugerat că situația s-ar putea schimba dacă și-ar asuma responsabilitatea pentru partea lui. Poate că ea se împovărează cu sarcini care nu sunt necesare, i-am spus. Poate că și copiii trebuie să se descurce și singuri. Poate că o parte din ea chiar vrea să pozeze în martir, dar tu nu poți face nimic în legătură cu asta. Am încheiat citatul. I-am recomandat să ia inițiativa și să-și asume responsabilitatea pentru acea parte a problemei despre care credea că îi aparține. El a făcut exact asta, spunându-i soției că ea avea dreptate, că a lăsat-o să se ocupe de prea multe și că el trebuia să acționeze și să facă mai multe lucruri. A început prin a prelua mai multe îndatoriri. Ajutând cu treburile casnice și devenind mai responsabil față de copiilor adolescenți. Un lucru uluitor s-a întâmplat. Câteva săptămâni mai târziu, ea i-a spus: Știi ce? Îmi dau seama că o parte din asta s-a întâmplat și din vina mea. Tu ai probabil dreptate, copiii s-au învățat să depindă de mine pentru toate. Poate că eu trebuie să fac ce trebuie să fac pentru mine însă și să am încredere în ceilalți că vor acționa. Am încheiat citatul. Nu mă înțelegeți greșit. Fericirea conjugală nu s-a instaurat imediat după aceea, ci energia s-a deplasat brusc de la cine era vinovatul spre ce ar trebui să facă fiecare pentru a restabili situația. Dar, înainte de toate, cineva trebuia să-și asume responsabilitatea. Responsabilitatea a creat unde? Iată un alt exemplu. Partenera mea, o profesoară, s-a certat cu o colegă profesoară. Colega a hotărât să escaladeze situația și a cerut directorului școlii să se implice și să faciliteze o conversație despre incident. Partenera mea a fost furioasă din moment ce credea că întreaga vină îi aparține colegei, că aceasta a exagerat enorm situația și că acum încălca o regulă nescrisă a profesorilor, prin aceea că nu discuta direct cu ea. Cu o seară înainte de întâlnirea facilitată cu profesoara care era colegă, ea mi-a spus cum avea de gând să îi arate ei și să îi demonstreze de ce totul era vina ei. Eu i-am sugerat că este posibil ca și ea să fi jucat un rol mic în crearea problemei. Cu ajutorul discuției, ea a început să înțeleagă că, în câteva modalități minore, dar importante, escaladase situația la rândul său. În ziua următoare, ea a început întâlnirea cerându-și scuze pentru câteva lucruri pe care le făcuse și care agravaseră problema, și a spus că îi pare încă și mai rău deoarece colega ei rămăsese cu impresia că ea fusese indiferentă. Deloc surprinzător, acțiunea de asumare a unei părți a responsabilității a creat și pentru colega sa posibilitatea de a privi spre sine însăși. Întâlnirea a sfârșit prin a deveni una productivă și nu una de confruntare. În fiecare situație, o parte din responsabilitate ne aparține nouă. Atunci când ne concentrăm asupra îndatoririi noastre și nu asupra îndatoririlor celorlalți, ceva se schimbă. Această idee simplă este una dintre cele mai grozave lecții pe care le putem oferi copiilor noștri. Concentrați-vă asupra felului în care contribuiți la orice problemă, în loc să vă concentrați asupra a ceea ce face altcineva. Asumați-vă responsabilitatea, și în cea mai mare parte a timpului, altcineva își va asuma responsabilitatea ca reacție. Fascinantul studiu al luminilor din cinematograf Unul dintre prietenii mei mi-a povestit despre un studiu fascinant despre care a citit în facultate. Cercetătorii au umplut o sală de cinema cu participanți și au proiectat o lumină mică pe peretele din față. Participanților la studiu li s-a spus să ridice mâna de fiecare dată când vedeau lumina mișcându-se. În sală se aflau și câțiva complici, adică membrii ai echipei de cercetare, care pozau în participanți. După cam 10 minute, un complice a ridicat mâna, indicând că a văzut lumina mișcându-se. Un minut mai târziu a ridicat mâna un alt complice. În scurt timp, un număr mare de participanți au ridicat mâinile pentru a spune că și ei au văzut lumina deplasându-se. Până la finalul studiului, cei mai mulți participanți au spus că lumina s-a mișcat, deși aceasta nu s-a mișcat deloc. Tendința noastră umană de a imita comportamentul celorlalți este adânc înrădăcinată, după cum ne ilustrează acest studiu. Această tendință are consecințe negative atunci când grupurile de oameni acționează împreună ca o gloată turbulentă, dar această trăsătură înseamnă de asemenea că atunci când decidem să luăm inițiativa pentru a genera schimbări pozitive, avem șanse mari de a iniția un lanț de evenimente al cărui capăt nu poate fi determinat. Modalități de a prelua inițiativa abține-te să arunci vina pe altcineva pentru o problemă. Atunci când te regăsești în respectiva poziție, întreabă-te, în ce fel contribui eu la problemă? Întreabă, ce pot face pentru a îmbunătăți lucrurile? Identifică cele cinci rânduri ale tale. Observă cine din jurul tău ar putea fi afectat de acțiunile tale. Dacă începi să zâmbești mai mult, gândește-te cât de mulți oameni din jurul tău vor începe să zâmbească la rândul lor.